Iată-ne, estimați ascultători, din partea a doua emisiunii Fotoliul cu Gimp. Invitatul nostru de astăzi este Mircea Neiconi, președintele PMP Hațeg. O discuție interesantă, cel puțin. Partidul Mișcarea Populară. Partidul Mișcarea Populară, mărul, nu? Mărul. Da. Seamănă cu Apple-ul. Da. De la... S-o fi inspirat de pe acolo. O idee faină care o avem acum în campanie este Mă reprezintă, unde măr este scris mare și reprezintă partea a doua. Interesant, da. Frumoasă găselniță. Design, da, frumos. Să și demonstrăm, da, ce în spatele ei. Nu are de lucru și face, știi cum se Corect. Zice. E foarte liberă discuția cu Mircea și așa și trebuie să fie. Dar, pe lângă faptul că este liberă, este și foarte serioasă. Corect. Este foarte clar, Mircea, că după 27 septembrie, nou Consiliul Local va trebui să-și intre în drepturi și să se apuce de treabă. Da. Cum îl vezi tu la Hațeg? Uite cum îl văd eu. Sper din toată inima ca partea dreaptă, adică PNL, PMP și Plus, să aibă cel puțin 9 consilieri. Din? Din 17. Deci asta înseamnă jumătate plus 1, 9 înseamnă majoritate și simplă. Și tu cine zici? PMP... PNL, PNL și Plus. Bă, lasă-mă cu plusul ăsta. Măi, eu te las. Dar spun, uită-te la oameni. Dar ce oameni? 5 oameni? Măi, sunt profesioniști. Am văzut, atât de profesioniști. Să știi că din Plus... Să știi că... La Consiliul Județean, ca să nu se facă de râs, să ia 0,99%. Asta e părerea ta? Este. Și mi-o susțin. Asta e părerea ta. Atât de profesioniști. Hai să vedem când numărăm. Plusul care susține că... Hai să vedem când numărăm voturile. Să nu fi făcut politică la vreau să facem discuția asta după ce numărăm voturile, că acum ne dăm cu părerea. Da, eu zic că bun, tu zici că nu cine vota. Eu aș vrea să nu voteze nimeni cu plusul la lista de consilieri, să voteze numai cu PMP-ul. Păi atunci ai voltat din stat. Dar hai să trecem înapoi. Da. Deci mai întreba ce se întâmplă. PNL Plus. Da. Dacă și pentru asta ne zbatem ca echipele astea trei să formeze o majoritate. Eu așa. Sper și noi să avem un cuvânt greu de zis acolo și contez pe alegătorii din Hațeg și pe atenția cu care se uită la oameni. Și atunci, dacă noi vom avea împreună cel puțin 9 consilieri, Doamne dă să fie așa, în momentul ăla vreau să facem o altfel de administrație. O administrație care până acum nu a mai fost făcută și pe care Adi Dragă nu sub formă de protocol și de alegeri și de așa, dar sub formă de a ajuta Hațegul, vrem să ne punem pe o mână și să ne punem la masă. Cel puțin câte 2 oameni din fiecare din partidele astea și înainte de ședințele de Consiliu să arătăm ceea ce de fapt ar fi trebuit să arate fiecare Consiliu Local. Că decizia este în Consiliul Local. Și atunci, dacă viitorul primar va sta cu noi la masă și deciziile le vom lua împreună, treaba asta va fi foarte tare. Va fi ceva nou. Eu pentru asta lupt. S-ar putea să n-am dreptate. S-ar putea să spui după aia, te-ai luptat în zadar. Îmi asum lucrul ăsta. Și ce faci frumos? Dai demisie? De ce nu? Păi dacă nu poți să faci nimic. Ți-ai mai dat o dată, Mircea. Păi și normal că am stat 2 ani și n-am fost băgat în seamă. Și am stat așa, 2 oameni. Asta e ideea la care mergem acum. Vrem să avem o masă critică suficient de mare încât să putem conduce și să putem influența. Și pentru asta facem acum mișcarea. Pot să te rog. Mulțumesc frumos, domnul moderator. Deci, tu ai zis... Mai schimbăm, dacă vrei, da, te mai întreb și eu. PMP, PNL plus 9. Da. Eu zic că plusul nu bagă niciun consilier. Și atunci rămâne PMP plus PNL. Uite, așa zic eu. Nu prea îmi place să pun pariuri. Eu cred că o să bage. La Hațeg. Da. Despre Hațeg vorbim. Dacă mâine sunt alegeri, eu zic că nu. Eu zic că da. Bine, fie cum spui tu, dar eu zic că nu. Deci PMP plus PNL... Nu. Te rog, trece cum am zis eu. Bine. Așa. PMP plus PNL plus plus 9. Da. Asta înseamnă o majoritate. Da. Voi faceți frăția inelelor acolo. Da. Dar după alegeri știi că trebuie numiți de la tine din echipă. E vreunul dispus să preia vreo funcție de conducere? Încă nu mă lupt cu ei, să știi. Bun. Cred că te lupți degeaba, că din câte văd eu și din ce ai tu în echipa aia de acolo, nu o să rămâne niciunul la serviciul lui. Și dacă nu o să fie de pe lista noastră, da. Vrem să avem un cuvânt de zis și vrem ca oamenii care vor fi în administrație,
Dacă noi vom sta și la masa asta... Divorțul. Și să-ți explici s-ar și putea, de ce. Pentru că noi ne asumăm când pentru intrăm în politică voi, trădarea. Adică ne asumăm voi, lucrul ăsta. Dacă voi n-aveți niciun om pe care să-i puneți pe funcții, că așa se practică, dar bine, oricum funcțiile HATSEC nu sunt foarte multe de împărțit. Da, alea care sunt. Da, director la Bucura, director la spital, director la nu știu ce, șef de nu știu cum. Aveți zis foarte delicate discuțiile astea. Păi nu sunt pentru reale. Că toată lumea care vine aici la tine, bă, că nu știu ce vorbește tot de alții. Dar în momentul bă, când vine unul, nou, știi așa? Cu ce vine? Cu camarii la domne. Păi, ăsta-l pun acolo, pe ăsta acolo, pe ăsta acolo. Păi, vezi? Înțelegi? Nici măcar nu-i legalitate aici. Ba da, și suntem acuzați noi, care chiar vrem să ne uităm și să facem o administrație bună, de oameni care în momentul... Eu, nu tu, în general. În general. De oameni, de oameni care în momentul când au venit pe funcții, au început să-și pună oamenii lor. Păi vrem să schimbăm păi asta, dragă Adi. Și lucruri frumoase, vreau să schimb. Bă, vrem să o schimbăm, dar știi unde vrem să o schimbăm? La masa aia rotundă. Măi omule, te s-ar putea să fim trădați. Eu nu zic că nu. La ora asta eu nu cred că o să fim trădați. Dar dacă o să fim trădați, o să vin aici și o să le spunem la oameni. Dragilor, am fost trădați. Stai să explic. Că n-ai explicăm. Adică tu înțelegi în principiu despre ce vorba. Și normal că înțeleg. Că de aia deci am de intrat aici. Nu prea. Nu prea că oamenii au. Așa. De la plus, nu știu. Că nu cred că-ți las să... Tu crezi că nu intră. Eu cred că intră. Bun. Presupunând și că eu, intră. Și eu, de exemplu, m-aș bucura... Eu, de exemplu, m-aș bucura să avem majoritate, să intre plusul în echipa asta de care ți-am vorbit, da, de dreapta, și să ne dea plusul un primar. Și pot să-ți dau și nume dacă vrei. Ia. Pe Adi Botca. Cred nu, că este... Nu candidează la primărie. Nu, un viceprimariat. Am zis primar? Da, nu cer iertare. Viceprimar. Să ne dea un viceprimar. Da, dacă, intră în, dacă intră în Consiliu și eu cred că va intra. Și știi de ce? Pentru că este cel mai competent și omul care a lucrat și a administrat și un om care e instruit și lucrează în multinaționale. Lasă că nu vrei tu. Domnul a lucrat în multinaționale. Păi să vină, invită-l. Să vină. Invită-l pentru că are un cuvânt de zis. Eu sper să vină. Uite, o să rog și eu să vină. Da? Deci lasă-l că am și aici chestii de combătut. Păi și normal. Nu zic că nu. Că discutăm. Dar nu pot să-ți dau dreptate. Păi normal că nu poți. Da, până când nu-l văd pe om. Ce zice, cum zice. Foarte bine. Păi, deci îl chemăm, da? Nu am nimic împotrivă. Dar eu altceva vreau să spun. Altceva. Ce faci tu în situația în care din frăția inelelor asta pe Consiliul se Local se sparge și ne, și ne trădează? Nu se sparge. Vine și zice eu vreau pe Mărie acolo și pe Vasile acolo. E, ce faci? Ce faci? Ce faci, domnul Mircea Neicon? Păi, dragă Adi și mai Mircica, dacă am discutat un lucru, tu ai sărit de la el și te-ai făcut că plouă. Nu m-am făcut. Eu am zis că nu discutăm o alianță la alegerile locale sub forma Consiliului Local. Aici vrem să intrăm singuri. Am înțeles. În același timp, dar ți-am zis că... Ba da, ți-am zis că... Dar revin după, pentru că mie după. Mi s-a terminat, da. După. Atunci este momentul când noi deja am vorbit împreună și cu PNL-ul și cu Plusul să ne punem la masă. După ce s-au terminat alegerile, dacă vom avea nouă consilieri, noi o să ne punem la masă și o să conducem împreună. Păi și dacă asta treaba asta va fi da, trădare așa. Și noi nu vom avea cuvânt de zis, eu nu cred, pentru asta da. Luptăm, atunci o să vin la tine și o să le spun, bă, uite-te. Ne-am asumat. Și știi de ce? Pentru că în politică poate fi trădare. Dar eu nu cred că aici va fi cazul respectiv. Să dea Dumnezeu. Eu cred că în maxim 6 luni de zile o să vii sau o să mă suni. Mă sun tu, dacă zici, vezi că nu merge treaba. Nu, te las pe tine, eu, că e satisfacția mea. Vin, vin. Știi? Dacă să se întâmplă treaba asta, Adi, vin. Ai avut dreptate. Dar fii atent. Și dacă se întâmplă ceva nou și o meritat lupta asta noastră și reușim să conducem orașul altfel, în echipă, până acum nu au fost echipe. Da, vă dau premiul emisiunii Fotoliu cu Ghib. Nu știu, pentru ce? Omul de excelență. După ce, după ce, o, să după ce o să vezi după echipa? Ce o să, nu, după ce o să văd că funcționează. Wow, aș vrea să știi. Deci ăsta e visul meu. Am format multe echipe, să știi. Mircea, și multe funcționează. Nici USR-ul n-a avut viață lungă. Ce să vorbim de... Deci eu acestui lucru nu-i zic partid. Îi zic o echipă de oameni și știi ce cred eu? Că de data asta Consiliul Local
va avea niște oameni cu competențe mai mari decât până acum. Nu știu dacă ești de acord cu mine. Deci eu văd o echipă care se întinerește și discuțiile pot fi aduse mai adânc, chiar între partidele de opoziție, chiar între stânga și dreapta. Deci eu cred că vom găsi posibilitate de negociere și de discutare pentru binele orașului. Și să știi că ești deschis aici. Nu-s deschis să discutăm înainte, dar după, în momentul când avem un proiect și Hațegoare de câștigat, ești dispus să bat în ușă și la PSD, să zic, bă băieți, aici avem de lucru. Aici puneți și voi umărul. Ca să nu-ți mai spun de discuția care vom avea la masa de dreapta. Deci ăsta e visul meu, să avem o masă de dreapta la care să discutăm și să influențăm viața Hațegului. Și asta vreau să fie schimbare. Bun, vom vedea. Numai că... Normal că vom vedea. Numai că... Voi uitați un aspect foarte important. Să vedem. Consiliul local este legislativul, iar primarul este legislativ. Este decizionalul. Da. Și primarul este cine? Este executivul. Omul care a trebuit să pună în fapte deciziile Consiliului Local. Și acum, normal că va fi greu dacă omul ăsta va fi din altă tabără, dar gândește-te ce se întâmplă dacă omul ăsta, la care acum noi zicem Adi Pușcaș, va fi în tabăra noastră. Lasă-l pe Adi, că noi vorbim despre PMP-ul acum. Păi, PMP-ul, eu sper să fie cu cel mai mare număr de consilieri de la masa rotundă. Du-te și ia-l acasă. Acasă la PMP. Asta trebuia să faci. Era să zic, ba, du-te tu. Păi, eu nu fac parte dintr-un partid politic. Da. Că n-am nimic cu Adi. Nu-i vorba de dus acasă aici. Eu asta făceam în locul. Da, eu asta zic. Domne, dacă la masa noastră omul ăsta e cu noi și se uită în ochii mei și îmi spune, Mircică, vrem să facem treabă pentru Hațeg și părerea ta contează. Nu, hai să ți-l pun în cap pe usăriști. Hai, pune-mi. Hai să ți-l pun. De ce nu susții, dacă tot vrei dreapta, de ce nu susții USR Hațeg? Uite, e tânăr, vorbește omul, să-ți bate, domnule, nu prea-l cunosc. L-am văzut. Pe de dreapta. De dreapta zici tu, eu zic nu. Păi așa zic și ei. Eu zic că este o stângă nouă și periculoasă, cu mari influențe care vin dinspre ultraliberalismul european. Deci, diferența dintre PMP și USR este că ele sunt la poli opuși. PMP-ul este un partid conservator care urmărește o doctrină creștin-democrată și USR-ul este un partid progresist care are mari influențe cu care noi creștinii nu suntem de acord. Asta nu înseamnă că suntem dușmani, nu înseamnă că nu ne acceptăm, dar suntem categoric pe altă linie. Stai să mai întreb ceva, că nu pot să nu te întreb. Păi întreabă-mă. Păi tu îți dai seama că la nivel de județul Hunedoara, PNL are protocol cu USR, ăștia de care zici tu. Păi și normal, tu nu vezi ce încârgă turismul în politica asta. Eu nu mai înțeleg pe niciunul. Păi nici nu trebuie să ne înțelegi. Fiecare joacă jocul aici. Asta nu înseamnă că trebuie să fim de acord ca doctrine unii cu alții. Tu îmi zici de candidatul excepțional pe care îl susțineți voi, dar al cărui partid are alianță cu ăștia de... Da, dar Adi, ce vreau să spun eu? Că tu discuți acum cu mine despre partea doctrinară și eu zic normal, eu nu sunt de acord cu modul de doctrină a USR-ului. Și eu cred că USR-ul nici nu o să intre în Consiliul Local Hațeg. Asta mai discutăm după ce trage în linie. Nu, acum ești tu rău. Îs rău, da. Dar asta nu înseamnă că dacă din partea asta a USR-ului, a Plusului, a PNL-ului, nu vin oameni cu care ne putem înțelege, noi nu putem lucra. Deci eu am prieteni în USR și am prieteni în Plus. Și am prieteni și în PSD, dacă îți vine să crezi. Înțelegi? Cu toate că doctrinar suntem diferiți, cu toate că eu știu, domne, PSD-ul vine pe linia Partidului Comunist. Eu am dus-o greu acolo. N-am avut libertate, chiar dacă unii plâng după vremurile alea. Deci eu mă bucur că PCR-ul nu mai este. Și aș vrea să nu mai fie nici PSD-ul. Dar asta nu înseamnă că noi urâm oameni. Sau zicem, bă, ăsta nu-i bun de nimic, sau ăsta e așa, e zero. Nu. Deci va trebui să încercăm să lucrăm cu oamenii pentru binele orașului. Eu cred că asta e arta conducerii. Să lucrezi chiar și cu oamenii cu care nu ești de acord doctrinar. Da.
Am fost foarte atent la tine. Dar înțelegi ce zic? Chiar dacă doctrinar nu-s de acord cu el, cu ei, cu USR-ul, nu cred că nu vom putea discuta și nu vom putea lucra. Și Mircică nu e omul care să lovească și să se uite urât. Și asta cred că oamenii din Hațeg o știu. Și asta încerc cu toată forța mea să construiesc o echipă care să nu mai lupte urât și pe la spate. Și să zicem, domne, uite, ăștia suntem, asta vrem pentru voi, dacă aveți încredere în noi și credeți că vă putem reprezenta, votați-ne, dacă nu, votați pe oamenii care credeți că vă reprezintă cel mai bine. Și știi de ce? Suntem foarte relaxați. Pentru că la mine nu e lupta, bă, mi-am pierdut postul, sau eu trebuie să trag, sau îți crispat. Sunt foarte relaxat. Mie personal îmi va fi mai ușor dacă PMP-ul nu va intra în Consiliul Local. Dar sunt convins că intră, pentru că oamenii văd inima noastră. Da. Dacă să vedem. Să o luăm după inimă și după asta... Dar să știi că sentimentul e foarte important când omul votează și când omul ia decizii. E adevărat că dacă în spatele lui nu există și profesionalism și nu sunt oameni care știu la cât e ceasul, e zero sentimentul. Dar dacă are un spate bun, intelectual, sentimentul e foarte important în vot și îl vrem ăsta. Adică vrem să le arătăm la oameni, măi, cine vă reprezintă? Bun. Acum o să spun o chestie. Asta a fost așa de încălzire. Da, mai greu. Zi-ai. Că-ți vine să crezi sau nu, că am ajuns la final. Nu cred. Trebuie să ne mai vedem atunci, să mai povestim, că mi-a plăcut. Te voi mai invita și altă dată în studioul Capital TV, pentru că e interesantă discuția cu tine. Și îmi place cum te speri atunci când încerci să te combat sau să polemizezi. Da, și mie îmi place când dai voie chiar să... Nu, e ok, e în regulă. Adică trebuie să avem argumente și eu și tu. Iar cei care câștigă din această discuție trebuie să fie oameni. Îți mulțumesc pentru prezența în studio, te aștept, repet, și altă dată. Mulțumesc și eu. A fost un timp bun. Mircea Noiconi, președinte PMP, organizația sau filiala Hațeg, a fost invitat în studioul Capital TV. Stimați telespectatori, rămâneți cu noi în continuare, Capital TV, televiziunea. Câștigăm.